Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul meu! Sunt entuziasmat să vă împărtășesc astăzi informații fascinante despre o plantă remarcabilă, crinul de munte sau Lilium martagon. Să ne aventurăm într-o călătorie botanică și culturală, descoperind istoria sa captivantă, originea sa diversă și modul în care această floare minunată și aromatică a captat imaginația oamenilor de-a lungul timpului. Crinul de munte nu este doar o floare obișnuită. Cunoscut științific sub numele de Lilium martagon, are o istorie bogată și interesantă. Originar din Europa și Asia, acesta a fost adesea menționat în literatură și artă de-a lungul secolelor. Oamenii au fost fascinați de frumusețea și grația sa naturală. A fost menționat în istorie, artă și mitologie. Legendele antice din Grecia și Roma conțin referințe la crini, iar crinul de munte a devenit simbolul mai multor regiuni europene. De asemenea, este important de menționat că acesta nu este doar o bijuterie botanică, ci și o plantă cu semnificații culturale profunde. Privind mai atent la structura sa, crinul de munte impresionează prin turlele sale elegante și arhitectura florală complexă. Această specie este cunoscută pentru diversitatea sa în ceea ce privește culorile, de la albul pur până la nuanțe de roz și mov intens. O caracteristică distinctivă este prezența unor pete coloreite pe petale, care adaugă un farmec aparte acestei plante. De-a lungul istoriei, crinul de munte nu a fost doar o bucurie pentru ochi, ci și o resursă valoroasă. Cultivat în grădini pentru frumusețea sa, această floare a fost folosită și în domeniul medical, în medicina tradițională, pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii. Totodată, tulpinile și frunzele au fost folosite în mod tradițional pentru diverse remedii naturale. Totodată este important să menționăm că toate părțile plantei sunt toxice pentru pisici, deci trebuie tratată cu grijă și respect. Din munții Europei până la regiunile asiatice, crinul de munte poate fi găsit în sălbăticie în diverse habitate, de la pădurile de foioase la zonele montane și pajiștile alpine. Este o specie rezistentă și se adaptează la diverse condiții de sol și climă. Astfel, este întâlnit în diverse regiuni ale Europei și Asiei. Dacă sunteți pasionați de grădinărit, crinul de munte poate fi o alegere minunată pentru grădina voastră. Această plantă preferă solul bine drenat și locurile însorite. Este important să respectați cerințele specifice de udare și fertilizare pentru a vă bucura de o grădină bogată în această frumusețe naturală. În încheiere, crinul de munte, sau Lilium martagon, este o plantă uimitoare cu o istorie fascinantă și multiple întrebuințări. De la grădinărit la utilizarea în medicină tradițională, această floare ne aduce mai aproape de frumusețea naturii. Sper că acest video v-a oferit o perspectivă mai profundă asupra acestei specii de crin și că veți fi inspirați să îl descoperiți și să îl apreciați și voi în grădină sau în natură. Mulțumesc pentru că ați petrecut acest timp cu mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele conținuturi. Lasă-ți jos în comentarii părerile și întrebările voastre. Până data viitoare, să auzim numai de bine. V-am pupat. Pa, pa!